Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă emisiune Spune Tot. În această seară, invitatul meu este un tânăr de 37 de ani, de profesie, ospătar, Cristian Bibică se numește. Mulți dintre dumneavoastră au avut ocazia să-l cunoască pe acest băiat. Este un ospătar cunoscut și spun bună seara. Bună seara, vă spun și eu. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa. Cea mai mare plăcere. De a participa la această emisiune. Vreau să fii relaxat, vreau să fii vesel, pentru că noi ne cunoaștem de foarte mult timp și te-am ales pe tine pentru că giurgiuvenii te cunosc. De câți ani practici această meserie de ospătar? De 17 ani. De la 20 de ani. Da, da, da. Ai lucrat în foarte multe restaurante din municipiu. Ai lucrat cumva și în afară? Da, am lucrat în Germania 2 ani, după aceea am revenit în țară. Uite, ca să relaxăm puțin emisiunea, da, pentru că îmi spunea Cristian la începutul emisiunii care emoții, pentru că este prima dată când dă un interviu, pentru că asta vreau să fac, să aduc în fața dumneavoastră oameni pe care noi îi întâlnim, pe care unii dintre noi îi respectăm, alții uităm de acest lucru, dar trebuie să înțelegem, nu de acum, trebuia să înțelegem întotdeauna că fiecare om își are rolul său pe pământ. Mă gândesc că dacă aș aduce, să zicem, o asistentă medicală să practice meseria de ospătar, cu siguranță nu ar reuși. Și invers, dacă am luat un ospătar, să-l ducem să îngrijească oamenii care ajung în spital, la fel nu ar reuși. Deci, iată că cam ăsta este rolul nostru pe pământ. Avem un scop, acela de a dărui oamenilor ceea ce putem și știm mai bine să facem. Cristian, vorbește-mi despre tine. Ești născut și crescut în Giurgiu? Da, sunt născut în județul Giurgiu, pe data de 18.1.1977. Am copilărit în județul Giurgiu. În ce cartier ai crescut? În cartierul Bulevardul CFR. Ai copilărit pe CFR. Ce îți amintești din acea perioadă? Am avut o copilărie frumoasă. Dintotdeauna mi-am dorit să ajung ospătar. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu ospătar. Și uitați, încetul cu încetul am devenit ceea ce am vrut. Mi-ai spus ceea ce vroiam să aud. Mi-am dorit dintotdeauna să ajung ospătar. Când erai mic, da, părinții tăi au sesizat faptul că tu vrei să faci lucrul ăsta? Aveai abilitățile unui ospătar? Adică te băgai la bucătărie lângă mama? Mai mă băgam. Așa, mai căram o farfurie, mai aduceam un pahar cu apă, mai aveam așa o influență asupra familiei, asupra modului de desfășurare, da, da, a meselor. Spune-mi, nu știu, îți amintești în momentul în care te-ai hotărât să devii ospătar, unde ai mers? Prima oară am lucrat în cofetăria. Ai ca făcut o școală? Am făcut o școală prin AJOFM. Am făcut o școală. După aceea ne-am cadrat în cofetăria Totis, cât am practicat acea școală. Am dat examenul, țin minte, la vremea aceea, în 1998. Am dat examenul cu domnul Constantin Buduru. Era președinte de Consiliu, cum era atunci. Și astăzi este consilier județean. Da, da, da. Am dat examen, am luat cu brio, am luat acel examen. După aceea am mai stat un an, doi, am mai stat în cofetăria din Piața Centrală. Iar după aceea, în 2001, am venit la restaurantul Perla. Se făcea serios școală pe vremea ta? Se făcea, se făceau ore. Aveam ospătari mai vechi care ne predau, profesori în ospătărie ne predau. Scriam, am dat examenul. Ca și practicant la vremea respectivă, cu mulți ani în urmă, da, vă învățau cei mai în vârstă meserie, vă arătau sau, da, voi trebuia să furați ceea ce... Meseria asta, cum să vă spun, mai mult se fură. Mai trebuie să și ajuți omul, că nu poate, chiar dacă fură el, nu știe dacă nu are o școală pregătitoare pentru meseria asta. Îi ajutăm, ca și noi, ne-a ajutat și pe noi, când ne-am angajat aici, am lucrat cu ospătari vechi, cu Costică Bud, soții Toloacă, i-am găsit aici la restaurantul Perla și ne-au ajutat, vedeau că nu știm, că toate făcuse în școală. Dar la început nu ai cum să știi totul și ne arăta, vină încoace, uite, asta, cu asta. Ce ți s-a părut cel mai greu în perioada practicii? Faptul, am văzut că eu mi-e foarte greu să țin, maxim două farfurii, este un risc. Cel mai greu, un tânăr în ziua de astăzi se obișnuiește cu programul. Un program, că vei și lucrezi la nunți, vei, majoritatea tinerilor, cum sunt în ziua de astăzi... Stai că până ajungem la program să ne vorbești, da, despre cum sunt nunțile, despre cum erau nunțile, da, 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 în urmă cu aproape 20 de ani, vreau să-mi spui dacă ai spart farfurii, cam asta era logic, întrebarea mea. Asta nu se pune problema, toți am spart, nu poți să fii expert din prima. Plecai cu 3, mai ajungeai cu 2. Mai spargi o farfurie, un pahar, asta nu e o problemă, dar trebuie să, cu timpul așa, să fii cât mai atent, că... Vorba aia, doar de aia te faci ospătar, nu te faci să vii la un restaurant să te apuci de spart.
Spuneai că la începutul carierei tale ai lucrat într-o cofetărie cunoscută din orașul nostru. Și vreau să te întreb, ai lucrat cu prăjituri, nu? Acolo era cu totul altceva, era ceva diferit. Prăjiturile le serveai la cartoane, le serveai cu lingurițe de plastic, pahar de plastic sau băgai paiul în sticlă. Era mai ușor? Atunci era ceva mai ușor, cărai sucurile, le puneai pe masă. Pe când în restaurant este cu totul altceva. În restaurant când vii, trebuie să știi să faci un mezamplast. Și lucrezi cu alți clienți într-un restaurant? Logică, alți clienți. Acolo veneau copii de la liceul Maiorescu, veneau alți clienți. Pe când aici vin alți oameni. Care din acea perioadă ți-a rămas o amintire plăcută legată de meseria ta? Da. Foarte, aș vrea să ne spui. Foarte plăcută. Eram cel puțin administratorul acelei firme. Cofetăria era un om de nota 100, cum e vorba aia. Un om foarte... Și erau... Colectivul era ceva... Ai putut să-i dai numele acelui administrator, nu de la... Domnul Marian Dumitrescu. Era și este și acum. Și era colectivul care era ceva... Eram ca frați acolo, eram toți uniți. Și, nu erau totuși mai multe femei? Ba da, mai multe femei, dar oricum eram foarte bine. Mi-a rămas o amintire plăcută de acolo. Nu m-am certat cât am stat acolo, 4 ani cât am lucrat acolo, nu m-am certat cu absolut nimeni. Ce te-a determinat să iei decizia să pleci de acolo, să-ți schimbi locul de muncă? Am vrut să încerc ceva mai... Dacă acolo era numai cu copii, cum v-am și spus. Am vrut să încerc cu totul altceva. Și am venit la restaurant și am văzut că este totul diferit față de cofetărie. Hai să vorbim despre munca în restaurant, despre cum sunt clienții, despre cât de greu este să-ți petreci nopțile. Dacă stați vreodată după ușă să vă uitați la doamnele care vin la nunți, asta este o glumă, îți dai seama, dar tu o faci sigur, la cum te cunosc. Vreau să le spun telespectatorilor că mulți dintre clienții care frecventează acest restaurant unde Cristian lucrează, îl cunosc ca și robotul. De ce ți se spune robotul? Asta e o poreclă din copilărie. Nu știu, dansai breakdance? Nu neapărat că dansam breakdance, dar așa, o poreclă cum ne puneam când eram copii, ăla chema așa, ăla zicea așa, era rămas așa, o poreclă. Și eu te cunosc pe tine ca un om plin de viață, un ospătar drăguț care vine la masă și își servește clienții cu mare drag. Hai să vorbim despre începuturile tale și munca în restaurant și pierdutul nopților alături de petrecăreții giurgiuveni și din alte județe, că mai vin și oameni din afară. Ce să vă zic, este un program exact cum este și în alt cum sunt toate restaurantele de altfel. Vii dimineața, pleci seara. Asta este un program. Iar la nunți, nunțile încep la ora 6 când vin cei cu nunta și plecăm dimineața. Ai avut posibilitatea să lucrezi și în Germania. Da. Și ai putut să faci diferența între viața de acolo, de ospătar, și viața de aici. Cu mii de scuze, în Germania am lucrat într-o pizzerie. Era o pizzerie. Acolo era un program diferit față de acei oameni. Aveau pauza de masă de 3 ore. Aveau cu totul alt fel de lucru față de noi. Dar cum se comportau patronii, angajatorii cu voi ca și angajați, mai ales că voi erați români? Se purtau bine, nu... Aveau restricțiile, fiecare aveau restricțiile lor acolo. Regulament acolo, de ordine interioară ce trebuia respectat. Ăla era un program, cum să vă zic, lucram de la ora 9 dimineața până la ora 2. La ora 2, când, până la ora 2, toată lumea lucra. Cu toate că n-aveai de treabă, îți găseai de făcut ceva. Era obligatoriu să ai activitate. Să ai activitate, nu puteai sta. La ora 2 se lua pauză, de la ora 2 la ora 5, după amiaza. Și salariul era unul satisfăcător? Nu, era chiar satisfăcător, nu era. Pentru că și în afară se gândesc că e român. Și nu te angajează cetățenii nemți. Erau cetățeni turci. Lucrai într-un colectiv mixt? Adică erau multe naționalități? Nu, era un colectiv, o asociație familiară, cum ar fi. Lucrau în familie. Și mai trebuia unul sau doi maxim lucrau. Din afară. Și vă dați seama, noi mai mult lucram prin bucătărie, ne puneam la muncile care erau mai, așa cum să vă zic, mai grele, cum ar fi. Acum nu pot să trec peste faptul, ci sunt convinsă că i-ai învățat pe turci, că înțeleg că turci erau câte ceva în limba română. Vă dați seama că și ei m-au învățat, ce mai știam eu, aproape nimic germană, m-au învățat ei, mai învățam și o română. Ce mai știi acum? Acum ce să mai... Din limba germană, ce ți amintești?
puțin ce să-mi amintesc. M-am învățat cum ești la roșie, cum ești la castravete, cum îi zice, nu vorbeam cursiv, să vorbesc cursiv. Lucrai greu cu clienții care veneau în acel bar? Nu, că lucram în, mai mult în bucătărie, v-am spus. Nu lucram pe sală. Mai mult bucătărie practicam acolo. Până azi, până înveți germana, bine, lucrezi în bucătărie. Și vă dați seama, m-a dus începător acolo când m-am dus. Și mi-arătau ei, zice, uite, asta e roșie, am spunea în germană. Eu întrebam, vă dați seama, la început întrebam mereu, ce e asta, roșie? Și mi-arăta și spunea în germană. Și azi, așa, mâine, așa, trebuia să bag la cap, că mă gândeam, bă, ăștia ce zice, stărnui sănătos, nu învață chiar deloc. Ai greșit vreodată meniu? Chiar și acolo, în bucătărie fiind. Mai greșeam, dar erau cu ochii pe mine. Cum făceam ceva, erau și să uitau acolo ce fac. Nu era să mă lasă pe mine. Adică supravegheau activitatea ta? Nu neapărat, mă punea să fac ceva și gata, mă lăsa acolo să-mi fac eu de cap. Adică să se descurce. Da, nu. Mă supravegheau în tot timpul. Cum înțeleg că ți-a fost bine faptul că ei te-au ajutat. Da, a fost foarte bine și a fost un început foarte bun pentru mine. În caz că vreodată, nu știu viața cum este, în caz vreodată mai mă duc în Germania, știu acum. Nu mă duc începător să n-am idee despre ce este vorba. Am vrut să ne descrii puțin perioada în care tu ai lucrat în Germania, o perioadă de 2 ani, așa cum ai spus. Și acum să vorbim, mă întorc iarăși la ideea pe care nu am uitat-o, să vorbim despre munca ta în acest restaurant, un restaurant cunoscut, unde vin clienți de toate categoriile, lumea bună, să zicem așa. Dacă ți-a fost greu să ne spui despre unii clienți, fără să le dăm nume, pretențioși sau nu, oameni pe care îi servești cu plăcere sau nu, mă gândesc că se întâmplă și astfel de lucruri. Nu, să vă spun sincer, nu se întâmplă astfel de lucruri. Noi aici servim pe toată lumea la fel. Noi nu facem diferența dintre oameni aici. Noi de-aia suntem angajați. Nu facem diferența, îl servim pe cel că nu este îmbrăcat prea bine sau pe cel că este îmbrăcat la 4 ace. La noi toată lumea care a venit în restaurant a fost servită la fel. La noi nu s-a pus diferențe între oameni. Aici de-aia ești angajat, trebuie să lucrezi exact cu toată lumea la fel. Dar clienți pretențioși aveți? Mai găsim și clienți pretențioși, că nu e asta așa, că nu e așa, vin cu fel de fel. Trebuie să ai un caracter puternic în meseria asta. Nu trebuie să fii cu nervii la pământ, aici trebuie să toată lumea să o tratezi la fel. Este o meserie grea, meseria de ospătar? Știți, este o meserie, mult zic că e ușoară, duci două farfurii. Dar pe cei care zic, duc două farfurii, vină tu, ia cămașa mea, ia haina mea și du tu două farfurii. Ai spus că trebuie să ai nervi tari. Și acum o să te întreb de ce. Păi mai găsești la masă, mai ai un pahar, mai ai ceva, să mai enervează, să mai începe. Jignește, mulți jignesc. Deci au ospătar, băi, începe și vorbește urât, au vocabularul foarte... Vi s-au întâmplat astfel de lucruri. Cum aplanați conflictele în momentul în care clientul, sub influența băuturilor alcoolice, așa cum ai spus și tu, unii uită unde se află și încep să vă jignească? Îi facem pe plac. Cum zice? El zice, mergem în continuare. Cum zice el? Nu trebuie să fii căzut la pământ să începi să te iei cu el, că da, este client, este clientul tău, trebuie să ții de el. Nu trebuie să-l, cum ar fi să mă duc la masă, să-l jignesc. Nu mi-ar sta în caracter. Bun, a luat un pahar foarte bine, îl înțelegi. Ai avut parte de astfel de lucruri în cariera ta? Da. Nu știu, cine te-a jignit cel mai tare? Nu trebuie să ne dai nume. La anunți se întâmplă mai des. Că la anunți vine omul să distreze, nu? Ia două pahare, trei, băi, țipă, fel de cuvinte auzi. Îl lași, nu ai, bun, mai doriți, îl întrebi oricum, îl întrebi profesional, nu trebuie să te duci la masă, ia zi, să te dai de... Ai avut colegi care au rezolvat un astfel de conflict în felul ăsta, adică s-au dus agresiv la masă, la client, nu? Nu. Aici toți suntem, cum să vă zic, toți suntem colectivul care lucrăm în restaurant aici, suntem de mulți ani aici, lucrăm de mulți ani. Să nu exagerez, dar din 2003 suntem majoritatea aici, din 2003. Dacă ar fi să faci un calcul așa, să faci un exercițiu de memorie, câte farfurii crezi că ai dus la mese? Câte zeci de mii așa de farfurii? 30-40 de mii, așa lejer. Dar câte farfurii ai spart? Să nu exagerez, 40-50 de când lucrez am spart, nu pot să zic că nu. Ai avut odată neșansa să scadă farfuria pe vreo doamnă la vreo petrecere? Nu. Dar ai avut colegi? Am avut un coleg, dar era începător băiatul și și-a cerut scuze, ne-am cerut scuze toți care lucram pe sală, îl scuzați pe colegul, este și el nou. Nu s-a întâmplat, a fost la o nuntă, s-au împins acolo la dans, la asta a dat peste ele, i-a dat peste mână, i-a căzut că ce era să-i facem. Bine că n-a fost mireasa. Era mai bine. Am adresat întrebarea asta pentru că în urmă cu foarte mulți ani la restaurantul Ancora am fost la o petrecere, pe vremea când mergeam la Ancora, că și tu frecventai. Unul dintre ospătari s-a împiedicat, o petrecere fiind, am precizat lucrul ăsta, și a căzut cu tot ce avea în farfurii peste noi cei care eram la masă.
am fost și la alte petreceri, în alte restaurante din municipiul nostru, unde am văzut ospătarii mai beți decât nuntașii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i catalogăm pe toți că sunt la fel. Nu. Apropo, mai trageți și voi câte o drușcă așa în momentul petrecerilor? Nu. Aici avem domnul administrator al restaurantului, domnul Marin Pencea. Este un om de toată isprava și noi nu vrem să ne batem joc ca ospătar de bunătatea omului. Noi venim la servici, ne facem servici, nu zice nimeni. Că toți mai au un pahar, mai astea, dar nu la servici. Bun, pleci de la servici, nu te ține nimeni. Ești liber a doua zi, poți să mergi, bei cât vrei, nu e problemă. Voi fiind aici tot timpul și văzând, participând în mod direct la petrecerile care au loc, mă gândesc că pentru voi au devenit o rutină. Mai există momentele alea în care vă dați undeva după ușă și vă uitați pentru că ați văzut o doamnă mai frumoasă sau pentru că nașa este mai frumoasă sau pentru că, nu știu, mireasa este mai frumoasă? Dar cum să, de ce să nu ne uităm? Ce? Ne uităm. Dacă arată bine, te uiți. Este un lucru absolut normal. Foarte este bine, nimic. Cum să nu te uiți? Te uiți și poate și spune, uite cât de frumoasă este sau cât de bine arată, cât de bine este îmbrăcată, de ce să nu te uiți? Îi faci un compliment, ce jignești pe cineva? Atunci când lăutarii sunt buni, ospătarii dansează? Nu, aici nu. Niciodată? Nu, nu. Eu nu te cred pe tine. Nu dansăm, aici nu se fac dansuri, că nu am venit să așa facem. Așa între voi? Nu, nu. Nu. Ori venim la serviciu să servim lumea, ori ne apucăm să dansăm pe hol, restaurantul, hai să dansăm și mă gândesc că și voi aveți o meserie destul de grea și trebuie să vă relaxați un pic. Nu. Un om care iubește viața și ascultă o melodie frumoasă, este clar că reacționează. Da, dar nu la servici. Ce ar însemna să las farfurile pe masă și să mă duc să mă bag în hor. Hai să dansăm că sunt și eu la nuntă. Păi nu, nu la modul ăsta. Mă gândesc că poate dansați cumva în spatele ușilor, nu la modul ăsta, deși am participat și la petreceri unde nuntașii mai ia pe ospătar de mână să intre în horă. Da, sau și pe noi ne mai aici trage, hai să du-te, dom'le, cum să dansezi, dar ce ar însemna? Nu se poate face lucrul ăsta. Nu. Cum ai descrie tu meseria de ospătar în câteva cuvinte? Chiar te rog să-mi vorbești. Mie mi se pare o meserie grea. Așa cum ai spus, tu trebuie să ai nervitar, trebuie să fii foarte atent și cred că trebuie să-ți citești clientul în momentul în care mergi la masă. Da, este o meserie foarte frumoasă, lucrezi curat. Trebuie să ai o carismă pentru a lucra în ospătărie, că nu oricine poate lucra în ospătărie. Ai punctat foarte bine lucrul ăsta. Trebuie să ai un șarm al tău, că nu te poți duce la masă și să inspiri omului să... Că, aolo, a venit ăsta la masă, mă ia la bătaie. Chiar. Supărările, toată lumea are supărări și astea. Trebuie supărările le lași acasă. Nu vii cu ele la servici, să vin la masă, mai ales că lucrezi în contact cu omul. Vi se cere să fiți zâmbitori, vi se logic, cere să fiți tot timpul puși la punct. Logic, asta nu trebuie să spună patronul, fii zâmbitor. Te duci tu, că asta ți-ai ales să faci. Asta este meseria ta, asta ți-ai ales să aia faci. Nu m-a obligat nimeni să mă fac ospătar. Stai în picioare, stai în picioarele clientului, pentru că asta ți-ai ales să faci. Nu te obligă cineva, nu te ia pe stradă, fă-te-mă ospătar. Ca în orice muncă și la voi, contează foarte mult munca în echipă. Ospătarul este cel care prezintă munca altora și aici mă refer la bucătari, la ajutorii de bucătari, la cei care curăță vasele, pentru că este foarte important și lucrul ăsta, că nu te poți duce cu un meniu pompos, nu? Sau ales și cu farfuria puțin murdară. Suntem o echipă aici, toți lucrăm, suntem, cum să vă zic, suntem prieteni, cum... Nu ne dușmănim unul pe altul să aolo, de ce ăla așa și ăla așa. Toți lucrăm în echipă. Aici, ajutați între voi. Foarte mult. Și de-aia am și rezistat ația în toți aici în colectiv. Că dacă eram să fi fost unul mai cu figuri, unul mai așa, nu rezistam. Deci oamenii sunt diferiți, au caractere unice. Nu, ne-am învățat, dacă vă dați seama, din 2003 să lucrăm toți în același colectiv. Ne-am învățat unul pe altul, știm fiecare defectele celuilalt. Ți-ai dorit vreodată să faci altă meserie în afară de a fi ospătar? Nu. Nici nu ți-ai dorit să schimbi meseria? Nu te-ai săturat la un moment dat să stai nou? Nu mă satur pentru că vin cu plăcere. Și îmi place foarte mult meseria asta. Și dacă ar fi să iei de la capăt, ai face același lucru? Da, tot ospătar. Niciodată nu te-ai schimbat meseria. Nu. Sunt foarte mulți tineri în momentul de față, din păcate șomeri. O știm cu toții această poveste, auzim din ce în ce mai des. Foarte mulți vor să îmbrățișeze această meserie doar pentru că asta li se oferă pe piața muncii. Însă, tu, ca ospătar profesionist, chiar aș vrea să te rog să le dai câteva sfaturi. Ce ar trebui să facă în momentul în care vor să îmbrățișeze această meserie? Și voi bănuiesc că aveți practicanți care vin aici să-i învățați. Știți cum sunt tinerii în ziua de astăzi? Ei sunt învățați, au părinții bani, le dau banii. Nu este cazul tuturor. Nu cazul tuturor, dar vin aici foarte bine, îi ajutăm. Asta trebuie să aibă și o tragere de inimă când vine într-un restaurant.
nu vine și aprinde țigara, ci trebuie să tragi de el. Haide, mă, vină un coace pe mine la masă. Dacă vii cu plăcere și îți place meseria asta, o poți face. Și na, au venit atâți copii, au venit în restaurantul ăsta de când lucrez aici, au stat 3-4 zile, n-au mai venit. Nu poți trage omul cu forța să-l aduci într-un restaurant. Se întâmplă frecvent acest lucru? Nu frecvent, dar zic așa, când vin să angajeze, foarte bine, se angajează. Stau 3-4 zile și pleacă. Pentru ce? Îți bați capul cu el 3-4 zile, iarăși tot și la urmă pleacă. Înțeleg că este o meserie pe cale de dispariție? Nu, nu. Niciodată n-a fost pe cale de dispariție. Dar este o meserie grea? Este foarte grea. Cum v-am mai și spus, trebuie să fii foarte calm în meseria asta, nu trebuie să fii rece. Să așa cum ai spus tu, nervitar, să ai carismă, să ai, cum să spun, mobilitate în primul mobilitatea rând. Mobilitatea contează cel mai mult. Contează foarte mult. Mergi cu farfuriile și până la masă cazi jos. Foarte mulți tineri și îndreaptă atenția și către meseria de agent de vânzări, nu știu, lucrător comercial, ospătar, bucătar. Așa cum spui și tu, mai sunt dornici să învețe tinerii de astăzi când tehnologia ne-a luat la toți mințile, dar mai ales lor, să învețe astfel de meserii, meserii precise, meserii care te îndeamnă să fii cu zâmbetul pe față, așa cum ai spus tu, tot timpul? Tinerii nu știu altceva decât internet. Îl aduce aici și îl ții o zi întreagă să învețe ceva, este deja, cum să mă exprim, este ceva normal pentru el să stea o zi întreagă aici să învețe. El stă cu gândul, mă duc acasă, intru pe Facebook, mă duc să fac ceva. El niciodată n-are să învețe, eu chiar i-aș juca pe tinerii care vor să învețe și nu neapărat de la mine, de la orice ospătar din Giurgiu care este mai vechi și astea, poate să învețe ceva. Nu neapărat în acest restaurant, ci în orice restaurant, poate merge și are de învățat. Când lucrez cu un ospătar care a lucrat atâția ani, nu cred că vreunul din colegii mei ar zice nu ți arăt. Nu cred că ar zice orice ospătar care l-ai rugat sau nu neapărat să-l rogi. Te ții după el la masă. Eu când lucram cu ospătarii care vi-am spus mai vechi, Costică Bud, mergeam la masă și... Am vrut să te întreb dacă ai avut vreun model. Da, pe Costică Bud. El a fost și a lucrat după vremea lui Ceaușescu, a lucrat ca ospătar. Și l-am prins aici, la restaurant, când m-am angajat. Și mă țineam după el, dar nu zicea el să mă țin după el. Tu erai mititel, da, așa, aveai un păr creț, așa mi te amintesc. 22 de ani, 21 de ani. Și te țineai tot timpul după el. Mă țineam după el, el mergea la masă, eu mă țineam după el. Făcea, uite, nepoate, așa să pune, cum vorbeau ei, că erau mai în vârstă. Uite, nepoate, așa să pune asta, uite, gata. Iată că a venit timpul și tu să le spui tinerilor, uite, nepoate, da, așa și se pune farfuria. Da. Și îi învățăm, nu poate să-mi spună un copil care a venit aici în restaurantul ăsta și să facă practică și nu a învățat de aici. Sunt mulți care lucrează și pe la taverna, pe la pizzerii și pe la astea care au fost aici practicanți. Pe care voi ați învățat? Care de la noi a învățat, au venit aici, ieșiți din școală, au terminat liceul și au venit aici. Nu știau absolut nimic. După atâta experiență, vorbim de peste 20 de ani, dacă vine un copil, un tânăr de 18-19 ani să fie practicant, tu ca ospătar vechi, bătrân, cu ghilimelele terigoare, oricum ai părul alt, nu știu acum de ce ai albit, o să spunem probabil de câte fete ai privit la nunți. Da. Dacă vine aici, tu-l simți că omul ăla poate să-și desfășoare, să facă meseria asta? Da, din prima zi îl simt dacă este pentru așa ceva sau nu. Dacă vrea să muncească tânărul respectiv. Da. Te uiți la el și îl pui să facă unele lucruri minore. Nu. Cum ar fi? Care astea două farfurii, pune-le pe masă de acolo, că nu are două farfurii. Sunt din nou farfurii, sunt decât șase. Pune astea două farfurii pe masă. Și îl privește așa dacă le duce cu drag. Că azi mulți îi pui să le facă, hai dă-le încoace și le ia și le... Niciodată n-are să învețe, dacă îl și rogi. Ai greșit vreodată meniu? Ți-a comandat cineva să zicem, nu știu, saramură de pește. Ai dus altceva la masă? S-a întâmplat la început și la mine. La început, când m-am angajat, s-a întâmplat și la mine. Mi-a cerut o ciorbă de fasole, i-am pus tot, i-am pus pâine, i-am pus tot. M-am dus, i-am zis omului, poftă bună, dar nu-i pusese niciun tacâmp. Dar omul îmi zice, adun și un pai. M-am uitat, nu vede niciunii, n-avea tacâmuri, n-avea. Și vă rog să mă scuzați, mi-am cerut scuze, am adus și tacâmuri. Eram la început, aveam câteva luni ce... Frumoasă întâmplare, dar bine că ai avut un client cu bun simț. Da, pe care... un singur, la început un singur client serveam. Nu luam masă de 4 persoane, niciodată. De 6 persoane. Este o regulă asta? Foarte interesant ce îmi spui. Nu este neapărat o regulă, dar dacă nu te bazezi pe tine când ești angajat la început, nu te poți duce la 6 persoane și să-i întrebi ce doriți. Când tu nu știi de niciunele. Că omul te întreabă, mulți te întreabă, zice, ce ne oferiți din meniu? Și tu nu știi nimic din meniul ăla. Păi sta să întreb. Cade ceva foarte urât la masă să-i zici omului, sta să întreb și la urmă te întorci înapoi să-i zici omului ce-i dai.
Tu ca ospătar trebuie să știi ce este în bucătărie, să știi meniul care l-ai, să știi tot ce... De ce a venit omul mai ales la aici? Înțeleg că dimineața voi vă strângeți cu toți echipa în care lucrați și spune, astăzi am, nu știu, la fasole, sarmale. La bucătărie avem așa, tot meniul ni se spune, ni se comunică de la bucătărie, iar noi trebuie să-l băgăm la cap, să știm absolut tot ce vindem clientului. Foarte interesant. Știm totul, că nu te poți duce clientului să zici, o aduc acum și când te duci la bucătărie, păi nu avem, întorc înapoi, păi nu mai avem. Ce cerceți la camera ascunsă azi, țeapă mâine, nu-i sau... Ți se întâmplă să mergi la o masă, așa cum ai spus tu, un ospătar tânăr, nu are cum să riște să meargă la o masă cu 4-5 persoane, pentru că este posibil să nu știe sau să uite meniul, dar ție ți se întâmplă să mergi la o masă cu 7-8 persoane și ai văzut, fiecare spune, eu vreau un suc, vreau... Adică nu te bulversează. Nu, comanda în general o luăm pe carnețele, avem carnețele, luăm pe carnețel, cât ai fi de deștept sau cât ai fi de profesionist în meseria asta. Masă de 7-8 persoane, mai cere să mai gândește un copil sau masă cu copii și mai adun un suc, mai adun două chifle, mai adun ceva, mai adun ceva. Și n-ai cum ține minte că nu servești numai o masă, servești ție 3-4 mese și nu poți ține minte la 4 mese de 8 persoane, sunt 30 de persoane, 32 de persoane. Să ții minte la toți, ăla a mai băut un suc. Nu poți să-ți aduci aminte așa, nu poți lucra după ureche. Meseria asta nu lucrezi după ureche, să-ți aduci tu aminte că seara noi facem și noi un stoc. Vă dați seama, eu să vând ziua și să nu mai țin minte, să le dau așa din partea casei și seara când noi plătim, că se face stocul și nu se stocul. Întotdeauna, în spatele fiecărui om există și lucrul ăsta. Dacă noi ne-am gândit mai mult și am privit în detaliu viața și oamenii de lângă noi, ne-am dat seama că, așa cum am spus la începutul emisiunii, fiecare are un rost pe pământ. Da, uite cât de important este să spui lucrurile astea, că voi vă întâlniți cu toții dimineața, poate noi, cei care venim la restaurant, eu vreau ospătarul să-mi aducă mâncarea, dar eu sunt un om care mă gândesc după ce mănânc ce bucătar bun. Da. Tot timpul. Da, pentru că asta înseamnă munca în echipă, asta înseamnă să ne înțelegem între noi la locul de muncă. Dar mă întorc la tine și te întreb, mi se pare foarte interesant să descoper niște lucruri pe care sincer nu le-am știut, dar la care m-am gândit și mie și celor de acasă, cred că le place să asculte astfel de povești. Mă gândesc la faptul că există clienți care vin în restaurantul unde tu lucrezi, pentru că tu reprezinți astăzi ospătarii și întreabă de un anumit ospătar. Adică se formează niște relații? Da. Dar sunt mulți clienți care suntem și după, cum să vă zic, îi protejează, cum ar fi, după vechime. Eu lucrez din 2001 și mă cunoaște atâta lume. La noi este un restaurant specific pescăreș și se mănâncă mult pește aici și vin mulți din București, mulți bucureșteni vin. Și zice să mă servească băiatul cu părul alb, că este de, îl știu de aici, de când cred că o să iasă la pensie de deci aici. Deci se întâmplă astfel de lucruri. Sunt mulți care cer ospătarul, nu-i de supărare. Noi dacă suntem toți o echipă asta, nu-i de supărare. Foarte bine, dacă e clientul tău și îl servești tu, du-te. Dar nici nu trebuie să ne mai cheme când îi vedem. Dar se întâmplă să-ți vină colegul și să spună mergi la masa cu numărul 5 pentru că acolo este clientul tău? Se întâmplă și lucrurile astea? Da. Și cunoști care sunt gusturile clienților care vin în mod frecvent? Da, știți, sunt multe mese care nici nu mai duce meniurile, că sunt mulți care zice știi meniul meu, o ciorbică, o saramură, și nu trebuie să-i mai întrebăm, nu mai duce meniul să-i întrebăm. Sunt juveni oameni pretențioși? Nu. Ați avut vedete pe care voi le-ați servit? Eu știu multe, că da. Multe vedete. Uite, pentru că ei nu ne aud, pentru că noi această emisiune o difuzăm pe un post local. Ai putea să ne dai un exemplu de vedetă care a venit și ți-a părut foarte pretențioasă? Știu că a fost Andreea Esca la un moment dat și aici. Și Andreea Esca și Florin Călinescu și Mircea Albulescu și... Nu știu cum îl cheamă, cel Dumnezeu să-l ierte, Adrian Păunescu. Și Adrian Păunescu. Am avut multe vedete. Sunt pretențioși oamenii ăștia? Nu. Nu sunt. Niște oameni de nota... Sunt mai pretențioși juvenii noștri decât... Clienți pretențioși. Că sunt și clienți pretențioși, dar, cum să vă zic, mai mult tineret. Pretențioși. Oameni care, așa de vârsta 3 ani, n-au pretenții. Vin la restaurant, oameni știu ce comandă, știu ce mănâncă, că de-aia vin în restaurantul ăsta. Nu ni s-a întâmplat să ni se refuze ceva. Pentru că este un restaurant, bănuiesc, este un brand pentru Giurgiu, restaurantul Perla, și așa va rămâne. Este cunoscut și în București și în multe județe. Vin aici și mănâncă și am auzit, am făcut, am... Este ceva care nu putem să greșim. Care mă duc la masă și stați puțin că l-am încurcat, am vărsat o ciorbă. Poți face la momentul ăsta o diferență între nunțile care se făceau acum 15 ani și nunțile de acum?
erau mai simple cele de acum. Uite, în urmă cu 2 săptămâni, în cadrul acestei emisiuni, am avut invitat un lăutar. Voi aveți și relații foarte bune cu lăutarii, da, pentru că vă cunoașteți. Fotograf, cameraman și așa mai departe. Da. L-am avut pe Neaniță, lăutarul de la Mal. Dacă îți spune ceva omul ăsta, îl cunoști pe Neaniță? Nu, este un lăutar bătrân care nu prea a cântat așa în restaurante, a cântat mai mult în mediul rural. Da. La... Și îmi spunea că nunțile nu mai sunt deloc asemănătoare cu cele din urmă cu 15 ani. Acum mă gândesc, să fie un regret sau să fie o bucurie, nu știu. Cum erau giurgiuvenii sau cum erau nunțile acum 15 ani? Erau giurgiuvenii sau românii erau mai petrecăreți? Cu foarte, foarte mult. Erau petrecăreți, nu știu cum să vă spun, se distrau mult mai bine. Erau mai activi în distracție. Acum ne uităm, vin la nunți, dar vin mai mult din obligații. Se simte și se vede lucrul ăsta. Da, se vede pe fața lor. Când vin la o nuntă, vin mai mult obligații. Nu că să gândesc că a fost la copiii mei acum 10 ani și trebuie să mă duc obligatoriu. Oriunde nu mai are lumea... Știi că spun mare adevăr acum, un adevăr pe care îl trăim cu toții. Oriunde nu mai are lumea bani, nu mai zice, mă duc la nuntă, ce fac mâine, ce fac... Dar nu mai este aceeași distracție care era acum 10 ani. Dar vezi, acum la nunțile tinerilor din ziua de astăzi au apărut tot felul de accesorii, tot felul de lucruri, nu știu, tot felul de răvașe, poze, fulgi pe masă, funde la scaune. Asta, știți, eu o caracterizez ceva de ficție, de văd pe la televizor, dar ei nu știu ce înseamnă asta. Ei fac mai mult ce văd pe la televizor. Ei n-au nicio... La următoarea nuntă o să-i bătaie cu siguranță. Ei nu au nicio legătură cu mă duc să-mi fac nunta să iasă bine. Ei stau să fiu așa, să nu fie la mai așa sau la mai așa. Eu fac de fițe mai mult. Așa, să am și eu cu mare putare sau putare, să nu fiu eu mai jos. Tu știi că foarte mulți din clienții care au trecut pe aici și te-au cunoscut, s-ar putea să se bucure acum că te văd la televizor. Cu siguranță sunt și cliente care vin, așa că nu o să vorbim doar despre meseria ta. O să vorbim și despre familia ta, pentru că ești căsătorit, ce ai un băiețel. Da, sunt căsătorit de 20 de ani. Am un băiețel de 11. Câtă viață? Am un băiețel de 11 ani. Cum e băiatul? Băiatul este foarte cu minte, învață bine la școală. Ce își dorește să facă pe viitor? Ce își dorește? El o ține într-una, vreau să mă fac patron. El așa o ține într-una, vreau să fiu patron. El o ține într-una, vrea patron. A trebuit să explici că în România este foarte greu să fii patron, că vorbim de foarte multă birocrație, că trebuie să fii susținut. Și să politic ajungi, chiar, ca să poți să ajungi patron. Trebuie să muncești mult să ajungi patron. Și n-ar fi, nu e mai bine să-i spui să facă ospătar? Nu știu, îl las să-și aleagă singur. Nu pot îndruma pe cineva să... Chiar dacă este copilul meu, nu îl pot îndruma să-i dau de la spate, fă-te ospătar, fă-te ospătar. Ceea ce îi place, văd spre ce timp de el să facă și atunci am să-l îndrum cu ce, cum pot, verbal am să-l îndrum. Este cine mai servește bine... masa acasă? Soția, să vă spun sincer. Soția, acasă nu mai vrei să faci lucrul ăsta? Nu sunt sătul de restaurant. Și îi atrage atenția câteodată că... Nu îi atrag atenția pentru că și soția mea a lucrat și ea ca bucătăreasă și știe despre cum stau treburile și în familie nu lucrăm... Ți s-a întâmplat să mergi vreodată la restaurant în calitate de client și să vină să te servească un ospătar? Ai stat să-i studiezi munca? Este un defect profesional. Da, mai mă uit. De ce să nu... Și realizezi dacă ospătarul care vine să te servească este unul profesionist? Da, de ce să fiu egoist să spun că nu este așa? Chiar mă uit. Când vine să mă servească, chiar mă uit. Ba, pune așa, ba, ți le aruncă pe masă, te vede. Nu-i zicem nimic, mergem înainte. Că asta este defectul sau este profesia lui care... Deci s-a întâmplat să mergi și să vezi ospătarul respectiv? Da, spune tacâmurile, ori ți le pune la capătul mesei, ori nu-ți mai pune tacâmurile. Cât de important este cum așezi tacâmurile la masă? Este foarte important, că nu-i poți spune omului, de exemplu, mănâncă aperitiv, friptură, ciorbă, ce mănâncă. Nu-i poți spune toate tacâmurile în partea dreaptă, să-i pui și furculițe și toate alea, din ce și alege omul ăla. O e exact cum scrie la carte, că de-aia faci o școală, de-aia lucrezi în restaurant. Nu-i poți spune, mănâncă, prima oară mănâncă, cum mănâncă omul, gustare. Nu-i poți spune prima oară lingura. Îi pui și tot lingura la jumătate, îi pui tacâmul de gustare, tacâmul de felul de bază ce mănâncă după aceea. Dar acum nu poți învăța pe toată lumea ce lucrează în alt restaurant, e treaba și politica restaurantului. Dacă managerul de acolo nu se ocupă...
Ne-a vorbit invitatul nostru astăzi despre tainele meseriei de ospătar. Ne-a spus cum sunt giurgiuvenii, cât de pretențioși sunt giurgiuvenii atunci când vin la restaurant. A uitat să ne spună, dar nu o să-l las dacă mai vin giurgiuvenii la restaurant. Însă am o întrebare, nu este cea indiscretă, așa cum v-ați obișnuit, o am la sfârșitul emisiunii. Însă vreau să te întreb dacă giurgiuvenii mai lasă bacșiș. Ce să vă spun despre bacșiș? Bacșișul nu mai este ce era înainte. Iar bacșișul omul ți-l lasă după mulțumirea care o are. Nu poți obliga un om să-ți lase bacșiș dacă tu nu ai și grijă puțin de omul acela care vine la masă. Ce înseamnă să ai grijă de client? Să stai lângă el, să nu se întoarcă omul să-și pună singur în pahar, că din cauza asta vine la restaurant, nu? Nu vine să-și pună singur în pahar. Trebuie să-i pui în pahar, omul este mulțumit, te mulțumește și pe tine. Nu este mulțumit, nu cred că cineva ar avea pretenții să primească ceva. Au existat clienți care v-au cerut să stați lângă ei atunci când vin la masă? Adică să stați tot timpul acolo, să-i serviți? Nu, există nu, și astfel de clienți? Nu neapărat să stai lângă, dar în meseria asta nu poți sta numai lângă om. Nu poți, poate omul vrea să discute, vine la restaurant, face o afacere sau ceva. Nu neapărat să mănânce. Nu poți sta în gura omului. Te duci, te uiți profesional, te uiți de la distanță, te uiți, are ce-i trebuie, nu are ce-i trebuie. Bun, te duci la masă, îți ceri scuze, te duci, servești omul, pleci de la masă, nu stai... Îți amintești care a fost cel mai mare bacșiș pe care l-ai primit ca ospătar? Ce să vă spun, asta este ceva confidențial. Nu pot spune o sumă anume că am primit. Este ceva confidențial. Dar uite, te întreb un secret. Împarte ospătarul bacșișul cu cei care lucrează? Cu bucătarul, cu ajutor de bucătar? Nu. Noi, ospătarii, dăm și la fete, că și fetele vin la serviciu, suntem un colectiv, dăm și fetelor și așa cafea, și un pachet de țigări și depinde acum și cât facem și noi. Asta înseamnă echilibru, da. Pentru că oricât ai fi vrut tu să-mi spui că ospătarii nu primesc bacșiș, eu nu te-aș fi crezut. Nu, pentru că... dar nu mai este ce era înainte. Că nu mai au oamenii bani. Mai vin giurgiuvenii la restaurant? Este o întrebare pe care am uitat să ți-o adresez. Mai vin și giurgiuveni. Puțin, dar vin. Vin din afară? Din București. Majoritatea clienților sunt bucureșteni la noi aici la restaurant. Foarte interesant. Adică vin din București aici la restaurant? Cel puțin sezonul de vară este 90% din clienți din București. Din București, da, vin aici și se simt și vin cu plăcere. Avem și o terasă foarte frumoasă și restaurantul este frumos. Te-am întrebat înainte de începerea emisiunii dacă ți-a rămas în minte, așa cum am vorbit de nunți, de petreceri, o mireasă foarte frumoasă. Dacă ați păstrat-o așa și... Ce să vă spun, toate miresele sunt frumoase. Bine, tu mi-ai spus să nu-ți adresezi această întrebare, să nu... farfurile de acasă să nu se spargă în capul tău. Dar... În cel mai rău caz am preș la ușă, este anotimpul foarte frumos, foarte blând, pot dormi pe preș. Dar sunt mirese fiecare în felul lui. Nu poți... Sunt mirese din ce în ce mai sofisticate. Logic, vin acum fel de accesorii pe ele. Nu mai este mireasa simplă care era înainte și punea un... De asta cum zice, voal de mireasă și gata, era mireasă. Acum fel de fel, care mai de care, mai cu floare, mai cu... Dar vorba aia... ar trebui omul odată să facă nunta, nu? Că mai sunt și situații sunt, în care... Într-adevăr, sunt mirese frumoase, mirese mai puțin frumoase, dar nu este, nu știu cum să vă zic, nu este de... Să-mi dau eu părerea. Nu, eu te întreb pentru că ești aici, pentru că voi petreceți foarte mult timp, sunteți acolo printre petrecăreți, printre giurgiuvenii care vin să-și petreacă cele mai frumoase evenimente din viața lor aici și sunt importante lucrurile astea pentru că ne dăm seama cât de mult s-au schimbat vremurile, pentru că așa cum ai spus și tu, în urmă cu 20 de ani când ai început meseria de ospătar, ai făcut-o cu dăruire, ai învățat, tot tu ne-ai spus că tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt interesați în mod direct de această meserie și că din păcate, eu te-am întrebat dacă este o meserie pe care te dispariție, tu mi-ai spus că nu. Vezi, tinerii care vor să îmbrățișeze meseria asta și, exact cum am mai spus, sunt mulți. Ce sfaturi le dai? Să țină de treabă. Să fie serioși. Să fie foarte serioși. Și ce să vă mai spun? Să vină și vedem pe parcurs dacă este pentru el sau pentru ei meseria asta. Voi aveți dăruire să-i învățați? Adică vreți să-i învățați pe tinerii care vin? De ce nu? De ce să nu învățăm? Pe noi ne-a învățat alții.
Ai spus puțin mai devreme că ți s-a întâmplat la începutul carierei tale să duci la masă meniul comandat de client, dar ai uitat să-i pui tacâmurile. Da. Au mai existat și astfel de situații? Eu știu că tu ești un om activ, un om plin de carismă. Uite ce te laud acum, nu o să dorm din cauza mea la preș, nu o să dorm la ușă, însă vreau să te întreb dacă au mai existat și astfel de situații care ți-au marcat cumva activitatea ta profesională. Nu au mai existat și sper că ca nici să nu mai existe astfel de incidente. În rândul colegilor tăi au mai existat astfel de situații? Nu. Aici v-am spus, lucrăm mai profesioniști, nu suntem începători niciunul de aici. Sunt mai profesioniști și lucrăm cu dăruință în meseria asta. Nu. Ți s-a întâmplat ca o parte din clienții care vin la restaurant să formați și relații de prietenie mai mult decât relația client-ospătar? Da. Sunt mulți și din București care ne-au rămas prieteni, ne sunăm, ne trimitem mesaje la mulți ani. Îi anunți când aveți un meniu mai bogat sau mai bun? Nu. Vin la restaurant, fiecare vine la restaurant când are plăcerea, nu l-anunțăm noi. Vin la restaurant că am adus. Noi întotdeauna am avut un meniu foarte bun și nu avem ceva extravagant peste meniu care l-avem. Același meniu este întotdeauna. Meseria asta privind-o de afară este una frumoasă și simplă, însă există și riscuri. În astfel de meserie există riscul ca un client, pentru că despre ei vorbim, să fie nemulțumit. Există clienți, în general bărbați, care consumă băuturi alcoolice și apoi devin agresivi. Ați avut și neplăceri în munca voastră? Da, după cum v-am mai spus, se mai întâmplă asta la petreceri, dar nu lăsăm omul să desfășoare cum îl taie capul pe el atunci, în momentul ăla, și o aplanăm într-un fel. Dar te deranjează oarecum atunci când cineva te strigă? Mi s-a întâmplat și mie de nenumărate ori să ascult când cineva de la masă strigă ospătarul, să mă scuzați acum, de expresie, vino băncoa. Da, te deranjează într-un fel, că suntem și noi tot oameni, nu suntem mulți, vin aici și zică, ospătar. Te consideră un, nu știu, așa, tot așa mi se pare, te consideră un nimic, lucrezi în meseria asta ca și cum ai fi obligat să o faci, să îi aduci acolo, să... Nu știu, mi se pare ceva... Te consideră un om fără carte, zice ospătar. Eu așa am eu părerea mea. Așa simți? S-a întâmplat cuvânt. Să simți lucrul ăsta simt uneori? Simt lucrul ăsta când văd că îți vorbește pe un ton anume. E o lipsă de respect? Da, ar trebui respectată meseria asta, pentru că dacă am vrea și am fi... Cum să vă spun, nu știu cum să mă exprim. Am vrea să facem și noi același gest. Aș putea și eu să mă duc la masă să-i arunc aia pe masă. Aș vrea asta, să văd ce reacție ar avea dumnealui când mi-ar zice, vino mă încoace. Aș vrea să văd reacția lui dacă i-aș arunca mâncarea pe masă, așa, în scârbă să-i zic, ia și mănânc. Așa ar trebui. Unii oameni așa ar trebui tratați când îți vorbește pe un ton anume. Au existat situații în care voi ați vrut să reacționați așa? Nu. Lasă-mă, ăsta este caracterul. Eu așa o gândesc. Ăsta este caracterul lui, îți faci meseria, tu îți faci meseria ta. Pentru că de asta te-ai angajat o spătare. Este o atitudine pe care trebuie să o înveți pe parcurs. Da. Așa cum... meseria, omul pleacă cu treaba lui, noi rămânem cu treaba noastră. Ai spus că ai lucrat în Germania și te-am întrebat dacă acolo ai primit vreodată bacșiș. Nu, în Germania nu se dă bacșiș. Nu există Germania, așa ceva. În Germania este, cum să vă spun, costă 7,37 euro, 7,37 euro se plătește. E o altă mentalitate. Sunt salariile mari, e o altă mentalitate. Dar ei știu să vă respecte pe voi? Da, ei respectă foarte mult. Oamenii de acolo respectă, este respectoasă meseria de ospătar, de barman, de orice meserie este respectată în Germania. Orice. Și un om care dă cu mătura este foarte respectat. Acum te întreb ca om, ca Giorgiu Vean, cum ți se pare viața pe care o trăim noi? Care este părerea ta? Ai o meserie, lucrezi atâția ani, slavă Domnului că ai un loc de muncă, este foarte important, așa cum asta este foarte contează. Important pentru fiecare dintre noi. Poate ai nemulțumiri ca orice om și tu și colegii tăi de brazdă, așa cum avem toți la un moment dat în viața noastră. Însă te întreb, cum ți se par vremurile din țara noastră? Nu știu, din punct de vedere politic, din punct de vedere social. Sunt niște vremuri foarte grele și din ce nu numai eu, în ceea ce vede toată lumea, are să vină vremuri foarte grele. Nu ce trăim acum are să vină mai greu. Din ce în ce ne uităm că din ce în ce este mai greu. Unde simți tu greul în familia ta? Financiar este ceva foarte greu. Spuneai de fiul tău puțin mai devreme că vrea să se facă patron. Da. Și că nu i-ai spus niciodată că ar putea să se facă ospătar. Nu, asta nu... Nu poți obliga pe cineva să facă o meserie care nu-l atrage. Poate el când se face mare nu-i place ospătăria. Nu-l pot obliga. Să-i bag în cap
să-i zic de mic, fă-te ospătar, să înveți să te faci ospătar, să... Nu, nu-l pot obliga, las pe el să învețe carte, că învață foarte bine la școală și nu-l pot obliga, fă-te ospătar. Las să văd unde tinde el când se face mare, ce vrea, ce și alege el să facă. Știu că există niște reguli de bază atunci când aveți un eveniment, să zicem când aveți o nuntă, voi așteptați cu toții, cu șampanie, cu biscotul, care sunt regulile alea? Așteptăm la intrarea principală în restaurant, așteptăm cu șampanie, biscoturi, așteptăm invitații, nunta respectivă. Ieșim pâine cu sare, ceva tradițional, mi se pare ceva normal să ieși în fața omului, că este o dată în viața asta nunta. Și ieși în fața pâine cu sare, un pahar de șampanie, oamenii să mă uit în ochii lor și simt, parcă simt altceva când îi întâmpin așa cu drag. Vin și parcă sunt alți oameni, nu știu cum să mă exprim. Și... S-a întâmplat la sfârșitul evenimentelor, la sfârșitul, nu știu, nunților, când voi plecați, deci se termină nunta la 5 dimineața, da? Voi, ca ospătari, bucătari, oamenii care fac curățenie, la ce oră plecați? La cât timp după ce se termină nunta? La 2 ore. La 2 ore, la voi terminați treaba. Da, da, da. Plecați vreodată din locul unde munciți, din restaurant sau în orice altă locație cu astfel de, cu specificul de unde plecați ospătar sau bucătar, plecați vreodată să lăsați mesele nearanjate? Nu, sau... niciodată nu s-a întâmplat, ci aș spune și celorlalți colegi din alte restaurante să nu facă așa ceva, pentru că nu este ceva normal. Lucrezi o noapte întreagă, cum ar fi să lași paharele de vin pe masă, să lași mâncarea până a doua zi? Mai dați-vă seama, vara, fiind vară, toate alea până a doua zi se strică, începe mirosul, să trebuie debarasat absolut tot, scaunele puse pe mese, spălat, făcut totul ca la carte. Și apoi voi plecați acasă, da, plecați da, cu toții. Da. Ce comentează un colectiv format din bucătari, ospătari? Nu știu ce mai aveți voi, ajutor de bucătar, că nu vreau să uit pe nimeni, fetele care se ocupă de veselă. Da. Ce comentați după sfârșitul unui eveniment? Ce să comentăm? A fost o nuntă. Vorbim între noi așa, astea... A fost o nuntă frumoasă, a fost mireasa frumoasă, a fost distracție, a fost... Mai și câteodată mai și zicem, bun, a plăcut că a fost mai așa, mai lentă nunta asta, au fost mai mulți vârsta... a treia și... Că au fost oameni mai în mai în vârstă și sunt multe nu-s diferite, care alții se distrează foarte mult, iar alții te uiți la ei că mai așa, mai... Asta este dovada vremurilor pe care le trăim, că oamenii nu se mai distrează nu așa mai. Cum se distrau înainte. Nu. Tu ești un om petrecăreț. Foarte, eu știu că da. Foarte. Și atunci cum reziști tu să nu te distrezi odată cu nuntașii? Nu. Mă distrez și eu a doua zi. Sunt liber, mă distrez. Chiar... Foarte mult mă distrez. Cât ai stat cel mai mult la serviciu după un eveniment? Sau vi s-a întâmplat să aveți evenimente legate unul de altul, sâmbăta și duminica și voi să rămâneți aici? Nu, niciodată nu s-a întâmplat asta să rămânem zi peste zi așa. Mergem acasă, ne odihnim, după aceea venim, poate da, venim și a doua zi. Dar venim, începem la ora 6, venim la 4. Cât de mult se muncește pentru un eveniment? Să zicem că astăzi este sâmbătă și aveți nuntă, da? Da. La ce oră veniți voi? La ora 8 dimineața. Și de atunci începe munca. Da. Se aranjează mesele? Se aranjează mese, pahare, totul, că totul noi le facem. Pahare, farfurii, totul. Vine nunta la ora 6 seara și până dimineața. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți în criză de timp, să nu. Vină nuntașii și voi să nu fiți pregătiți? Chiar niciodată. Nu vi s-a chiar întâmplat? Niciodată, nu. Pentru că știm fiecare ce avem de făcut. Nu ne băgăm ca oile în cerc și stăm toți acolo. Unul pune farfurii, unul pahare, unul tacâmuri. Totul facem ca la carte. Tot. Cine se impune cel mai mult la o petrecere? Ginerele, nașul, socrii? Cine sunt cei care vin? Știu că întotdeauna există o persoană care vine și supraveghează puțin și să nu-mi spui că nu este așa activitatea voastră. Cine sunt cei care se impun cel mai mult? Mireasa este cea mai pretențioasă la un moment. Mireasa este cea mai pretențioasă. Cea mai pretențioasă. Bine, de ce așa mesele? Hai să le punem invers. Foarte bine, când doriți dumneavoastră, îi răspundem. Voi vă conformați dorințelor? Logică, omul de-aia vine la restaurant și trebuie omul ți-a chită, trebuie să-i faci exact ce cere omul. Nu pot să-i pun eu dacă mireasa nu vrea masă așa pusă și vă vrea invers. Bun, întoarcem invers. Îi explicăm, poate nu este locația pentru așa ceva făcut. Îi explicăm, stați așa, îi explicăm în mare. Uitați, mesele vin așa. Dacă le punem invers, poate nu mai au loc oamenii sau îi explicăm. Și până la urmă cădem la un comun acord și rămân așa, cum ori vrea mireasa așa, așa le pune. Dacă vrea așa, insistă, vrea așa, așa le facem. Știi că o vorbă românească spune că nu există înmormântare fără bănuieli, moarte fără bănuieli și nuntă fără discuții. Da. Ați avut parte și de astfel de evenimente unde oamenii s-au mai șicanat așa la sfârșitul unei petreceri. Poate că, eu știu, darul nu a fost suficient.
banii nu au fost suficienți. Da, să găsesc oameni din aceștia care, a, că mi-a dat decât atât, că mi-a dat atât, că oamenii rămân seara și își fac calculele după ce pleacă invitații. Și există nemulțumiri. Întotdeauna se găsește cineva. Noi așa suntem românii. Cât te-ai distradă bine, tot găsești unul să nu fie mulțumit. N-ai cum să mai că la orice nuntă se întâmplă lucrurile astea. Dar nu ai cum să găsești să mulțumești pe toată lumea. Uite, am o curiozitate. Tu unde ți-ai făcut nunta? Tot aici la restaurant. Aici ai făcut nunta, da. Și colegii tăi te-au servit la masă. Am avut și invitați colegi, au rămas și colegi care să servească. Ai fost tentat să te duci să iei farfuria, să o pui pe masă invitaților tăi, având în vedere că tu meseria asta o faci, dar totuși erai ginere. Nu. Știam ce colegi am aici și chiar nu am supravegheat ce fac colegii mei. Am avut cea mai mare încredere în ei. Ai avut emoții atunci pentru faptul că lucrurile nu o să iasă bine? Nu. Chiar nici cea mai mică emoție n-am avut-o. Este important la o nuntă ca lăutarul să fie foarte bun. Și ai spus puțin mai devreme, ai afirmat faptul că voi sunteți prieteni cu lăutarii, cu cameramanii, chiar și cu colegul meu din acest moment. Care privește pe geam, dar nu o să vadă altceva decât vapoare. Așa, cum vă formați voi prieteniile astea? Ei stau la o masă, separat. Da. Așa este firesc. Noi, cum să vă zic, noi, lăutarii, cameramanii, ne considerăm toți că toți lucrăm numai, cum să vă zic, de noapte, cum ar fi nunțile. Și noi ne considerăm prieteni și că îl cunoaștem și că nu îl cunoaștem, ne băgăm în seamă. Ei cu noi, toată noaptea cu noi stă. Adum un suc, adum o bere, adum asta și ne formăm o prietenie așa, atunci, pe moment. Și rămânem prieteni, că poate ei mai vin și cântă la restaurantul nostru aici. Sunt românii oameni buni? Da, sunt buni. Dar Giurgiu Veni? Și Giurgiu Veni. Acum tu normal, ce o să spui? Logic că și eu trăiesc tot în Giurgiu. Ești Giurgiu Veni și da, tu. Da, da. Ai afirmat puțin mai devreme că dacă nu în timpul emisiunii, în pauză, când vor vedea prietenii mei? Ce ți-amintești tu? De care prieteni ți-amintești tu cu drag? Păi, cum să vă spun, am foarte mulți prieteni. Nu știu care să vă spun. Asta știu. Am, nu știu, jumătate din Giurgiu cred că sunt prieteni. Nu știu, dar mi se pare ceva așa, dacă n-am mai participat la o asemenea emisiune sau... Mi se pare ceva așa mie, când nu vede prieteni la televizor și ia uite-l pe ăsta la televizor, hai. Dar nu televizorul sau, nu știu, la televizor nu apar doar politicieni, nu apar doar persoane foarte bogate, fete siliconate sau așa, și voi sunteți tot oameni și până la urmă trebuie să ne dăm seama că fiecare dintre noi avem locul nostru și rostul nostru pe pământ. Și eu tocmai asta am și vrut prin această emisiune și prin invitații pe care am avut până acum. Am avut și politicieni, oameni de care mi-a fost drag să îi am în emisiune, oameni care au avut ceva de spus, dar intenționez ca în viitor să aduc oamenii care practică mai toate meseriile. Și dacă mă ajută Dumnezeu să am și o curajoasă să vină să povestească despre cea mai veche meserie, cu siguranță nu aș refuza-o. Vi se întâmplă la restaurant să apară situații în care voi să nu fiți, să stați foarte aproape de masă, adică să vină o doamnă și un domn. Da. Da? Și voi să stați la distanță. Vi s-au întâmplat și astfel de situații? Tu ai spus puțin mai devreme că sunt clienți care nu acceptă să stai... Da, păi asta e ceva profesional, nu poți sta la masa omului... Adică vin oamenii să se și certe la restaurant? Asta nu, te întreb. Nu a existat astfel de situații. Nu. Și noi, cum să vă spunem, asta este ceva profesional, că am mai fost și eu la restaurante și am văzut să pune aici în capătul mesei și stă lângă tine. Așa, și pune mâinile într-o poziție care n-are nicio legătură cu... De via gasant. Da, și... Parcă mi se pare ceva că stă, nu poți vorbi, chiar dacă nu ai ceva important de vorbit. Dar poate vrei să vorbești ceva și stă lângă masa. Cum? Dar nu te simți nici bine la restaurant. N-ai cum să te simți bine. Te-a pus să mănânci, stă în capătul mesei. Nu știu, ce faci? Îi numeri dumneavoastră. Astea sunt niște sfaturi pentru cei care pentru vor cei să... Pentru cei care practică meseria și pentru cei care vor să facă această meserie. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și mi-a făcut o deosebită plăcere și stau de vorbă cu tine și cred că și telespectatorilor și colegilor tăi de brează, pentru că ai vorbit foarte frumos despre această meserie, tentantă și interesantă. Așa cum ai spus, trebuie să fii o persoană carismatică, să ai nervi de oțel, să știi să zâmbești chiar și atunci când un client mai furios se supără pe tine, să nu uiți niciodată că nu trebuie să stai acolo lângă client, pentru că, așa cum ai spus, oamenii vin la restaurant să mai discute și lucruri personale și este firesc ca omul să se simtă bine, pentru că omul plătește, voi trebuie să oferiți serviciile voastre. Pe finalul emisiunii vreau să te rog, în câteva cuvinte, cuvintele unui om simplu, să construiești această meserie. Ai spus că niciodată nu ai face altceva, că ai face tot meseria de ospătar. Să o construiești în câteva cuvinte. Cum vezi tu un ospătar? Cum simți tu că ești? Ce să vă spun? Un ospătar
Este o meserie frumoasă, este o meserie care lucrezi curat, nu pot spune că lucrezi, trebuie să fii curat, îngrijit, spălat. Și să ai tot timpul zâmbetul la tine. Zâmbetul cu tine, că n-ai cum să practici această meserie, să fii, dacă nu te angajezi, killer sau te angajezi altceva, nu ospătar. Pentru fiecare invitat, am o întrebare indiscretă. Da. Pentru tine cred că am două. Prima este, de ce îți plac tatuajele? Astea le-am făcut de mic, 17-18 ani, chiar îmi plăceau și îmi plac în continuare. Câte tatuaje ai? 10 sau 11. O să mai faci tatuaje? Da, chiar îmi plac. O să-ți mai faci? Da, și chiar îmi plac tatuajele. Și dacă, ultima întrebare și da? O să punem punct acestei emisiuni, dacă există vreun client pe care ți-l dorești să-l mai vezi vreodată? Nu există, pentru că n-am avut certuri cu niciun client și chiar sunt bineveniți. Orice client care vine în acest restaurant, și nu neapărat în acest restaurant, în orice restaurant care vine, trebuie primit cu foarte multă dăruință și... Sunt pretențioși primarii din județ când vin aici? Pentru că eu știu că este un loc frecvent. Nu sunt. Nu. Cristian... Sunt și dumnealor tot oameni și vin ca orice clienți. Nu au pretenții să stai neapărat drepți când vine cineva din județ. Cristian, îți mulțumesc mult și pentru a acceptat invitația. Invitație și... Cred că ospătarii din municipiu au fost bucuroși să te vadă și au înțeles și ei și au privit cu atenție această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi în cadrul emisiunii Spune Tot. Înainte de a-mi lua la revedere, așa cum fac de fiecare dată, vreau să le mulțumesc colegilor mei în mod special, pentru că eu fără ei această emisiune nu pot să fac. Mulțumesc Relu, el este în spatele camerei de la vedere și îți mulțumesc că singur ai spus astăzi că vrei să vii, cunoscându-l pe Cristian, pe invitatul meu de astăzi. De asemenea, mulțumesc Octavian, mulțumesc Piciu, mulțumesc Dorel, mulțumesc Lorelai, mulțumesc Bogdan. Vă mulțumesc vouă tuturor pentru că aveți timp să vă uitați la această emisiune.